Salut, camarați, bună ziua, că e aproape 11, vă salut cu mare drag. Uite, am fost să-mi fac și ultimele cumpărături, că mâine mă mut la țară. Mi-am luat un lanț la bicicletă, m-a costat 350 de lei. Asta e. Totul e pe bani. Și ieri, nu știu, cred că de la o sticlă care am băut în ea, cred că am luat o infecție ceva, a trebuit să mă duc la farmacie, mi-am luat medicamente, ia uite aici. Un milion am dat pe ele, m-au rupt. Un milion pe medicamente, adică pastile de gât și un lichid aici, o sticluță ca să fac gargară, știi? Uite asta, am mai avut. Asta m-a costat 70 de lei asta. Și pastilele 30 de lei, 1 milion, și cu asta 335 de lei, aproape 1,5 milion. Mi-am luat și eu 3 chifteluțe să mănânc, ce mai, azi am fost pe dat, mi-am luat și eu 3 chifteluțe să mănânc, că acum nu mai am la ce să gătesc aici, n-am mai pe stradă decât tigaia, o să fierb în tigaie, mai am o mână de paste făinoase, le fierb în tigaie. După aia rup și tigaia și mi-am luat și un pic de salată de beef, de poftă, așa, 150 de grame. Și mai am brânzică de vacă de ieri, de la Comana, brânzică de vacă, mai am aproape 600 de grame, asta e masa pe azi. Și aici am urechi de purcel afumate. Ia uitați-vă, sunt foarte gustoase și crocante. Uitați-vă să vă arăt o bucățică așa, ureche de purcel afumată. Așa, mănânc și eu din toate câte puțin și mai am aici o jumătate de litru de lapte de văcuță de ieri. Am adus de la Comana. Beau acum, mai rămâne și de diseară un pic și mâine mă mut la țară. O să-l sun acum pe camaradul Andrei să vedem dacă poate să mă ducă cu mașina. Cu trei pături și o folie de aia imensă de contraploi, că de mâine vreo 3 zile o să plouă, deci trebuie să-mi iau și am o de aia de ploaie, un fâș de la, trebuie să-l iau și pe ăla, știi, că și acolo trebuie să mă mișc nițel. Oricum o să gătesc la foc de tabără acolo, o să pun niște lemne la uscat. Sau poate mai tai și stuf, că și el arde, până ia focul și după aia și lemnele mai jilave așa sau mai ude, ar și alea. Deci asta e, ne o dăm pe haiducie, pe hoinăreală, pentru că în România numai alogenii stau pe vile și în palate, eu ca român stau pe stradă în țara mea, știți, așa am ajuns noi românii, la noi în țară stăm pe stradă, și perciunații, macedonii, turcii, tătarii, lipovenii, cine mai sunt, minoritățile naționale. Ăia stau în case și în vile și mafia arabă și toți ăștia, mafia turcă și noi românii stăm pe stradă la noi în țară. Știți cum era povestea, munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Așa, camarazi, hai că mă apuc și eu să mănânc un pic așa, ca să păcălesc coțofana și după aia o să ne mai auzim cu niște clipuri după amiază și de mâine o să vă fac clipuri la iarbă verde, știți, în natură, în Bărăgan. O să fiu treperul din Bărăgan sau Terente, regele bălților. Nea Petrică, regele bălților. Hai că vă pup cu drag, vă doresc o zi minunată, în armonie, în bucurie, fiți miloși, fiți creștini cu cei care sunt oameni și nemiloși cu dușmanii care vor să ne termine, să ne distrugă ca țară și popor. Hai că vă pup, rămâne precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!